În această dimineață aș vrea să continui vorbind despre păcatele tolerabile. Sunteți ok cu titlurile astea? Ați descoperit ceva lipsă de evlavie pe la dumneavoastră? Mândrie ceva? Puteți spune amin, să știți că oricum Domnul știe că e acolo. Îngrijorări, anxietate. Astăzi aș vrea să mă opresc un pic asupra invidiei și geloziei. Dacă e cineva care se poate uni împreună cu mine și recunoaște că câteodată și câteodată mai des mai avem probleme și cu acest tip de păcate în viața noastră. Vedeți dumneavoastră invidia, gelozia, rivalitatea. Le cunoaștem cumva, știm despre ele că sunt păcate, dar într-un anume fel le vedem ca fiind ceva Minor, ceva care nu este chiar atât de grav. Așa că le introducem în categoria aceasta: păcate tolerabile. Astea merg cumva. Dar când ne facem timp pentru introspecție, în urma examinării inimii noastre cu mare atenție, nu avem cum să nu vedem că tentacolele acestor păcate ne înfășoară mintea și inima noastră și reușesc să corupă sufletul nostru, parcă la un moment dat ne înfășar un fel de sârmă ghimpată, invizibilă, dar știm că este acolo. Ei bine, dacă aleg să nu mă pocăiesc de aceste păcate mărunte, ele încetul cu încetul vor duce în viața mea la amărăciune, apoi sub impulsul emoțiilor, voi acționa. Așa se face că mândria alături de gelozie, de lăcomie, conduce spre rivalitate, spre ură și apoi spre ucidere. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre conceptul acesta, cele șapte păcate cardinale sau cele șapte păcate de moarte. Când citim Biblia, încă din primele cărți ale Bibliei, vom observa că Dumnezeu este foarte atent să enumere nenumărate păcate sau practici din viața oamenilor. Iată câteva exemple. Proverbe, capitolul 6, versetele 16 până la 19. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Iată-le, ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Asta e ceea ce spune Dumnezeu printre altele în Vechiul Testament. Dacă ne mutăm în Noul Testament, cea de-a doua parte a Bibliei, spre exemplu în Roman, capitolul 1, de la versetul 29 până la 31, este o listă de alte păcate. Dacă aveți Biblia, vă încurajez să o deschideți. Roman, capitolul 1, încep citirea cu versetul 29. Astfel, vorbindu-se despre noi oameni în textul acela, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. Și iată lista de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă. Mă rog, Cornilescu folosește arhaicul acesta care înseamnă de fapt invidie. Pe oriunde îl vedeți, traduceți-l vă rog prin invidie. De ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născucitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste frățească, neînduplecați, fără milă. Este una dintre listele Bibliei cu privire la care sunt păcatele și o să vedeți de ce fac listarea aceasta înainte de a mă întoarce la cele șapte păcate cardinale. Mai citesc un paragraf. Galateni, capitolul 5. De la versetul 19 până la versetul 21, iată faptele firii pământești, sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția și desfrânarea. Până aici toate, toate păcatele se fac parte din marea categoria păcatelor sexuale. Închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile. Din nou, Cornelescu folosește un cuvânt arhaic pe care noi nu-l mai găsim în limbajul nostru, geloziile, da? Mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, versetul 21, pismele sau invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ei, dacă le pui împreună păcatele astea, ies vreo 24 de păcate care izvorăsc din textele acestea, dar dacă vă uitați cu atenție, printre ele n-ai cum să nu le vezi și pe cele minore, tolerabile, acceptabile sau pe alocuri chiar onorabile, cum ar fi gelozia și invidia. De-a lungul anilor, creștinii au încercat cumva să comaseze aceste liste, și așa s-a ajuns la cele șapte păcate cardinale. Prima încercare a fost atribuită călugăr, unui călugăr din secolul IV pe nume Evgarie Ponticul. El a enumerat, de fapt, opt gânduri. Lăcomia, deci nu-i chiar lista asta pe care o vedeți acum, lăcomia. Curvia sau pofta, avariția sau lăcomia, orgoliul sau mândria, invidia, mânia, slava deșartă și lăudăroșia. Și apoi, nu în cele din urmă, lenea. Lista a fost uh, diseminată pe scară largă și a devenit, în vremea aceea, destul de ușor de acceptat. După sute de ani, mai târziu, după 200 de ani, Grigore I sau Grigore cel Mare, considerat de protestanți ca fiind primul papă al Bisericii Catolice, reduce lista asta de, șap, de opt la 7, ceea ce aveți pe ecran. Și el unește cumva lăudăroșia și orgoliul, mândria, și apoi le clasifică cumva spunând el după gravitatea lor. Și iată cele șapte păcate cardinale. Mândria, mânia, îmbuibarea, lăcomia, pofta, invidia și lenea. Scopul său a fost să ofere o listă de păcate suficient de cuprinzătoare, cu o largă practică păcătoasă, dar suficient de simplă să fie lista și ușor de memorat pentru a putea produce vinovăție în țăranii analfabeți. Și el a îndemnat pe creștini ca în locul celor șapte păcate cardinale să pună ceea ce el numește șapte virtuți cardinale. Și iată, în imaginea următoare, puteți vedea că în dreptul mândriei el spune că ar trebui să cultivăm smerenia și mânia ar trebui înlocuită cu răbdarea, iar îmbuibarea să o înlocuim cu cumpătarea, lăcomia transformată în milostenie, pofta, și aici din nou se au în vedere toate păcatele sexuale transformate în castitate, invidia, de care vorbim astăzi în bunătate, și lenea în hărnicie. Pe mine m-a surprins faptul că în lista asta lenea este unul dintre păcatele capitale. Nu vă surprinde asta. Dumnezeu să știți că este împotriva lenișilor da, Am menționat lucrul ăsta și anul trecut Și uh, anul trecut, duminica trecută Mă rog, scuzați-mi uh, Viteza prea mare a timpului cu care mă deplasez eu Mai târziu să știți că au fost teologi care au contestat lista aceasta Și au spus că este imposibil să reduci toate păcatele doar la șapte Dar conceptul de cele șapte păcate cardinale a rămas în mentalul colectiv. Spre exemplu, Dante, când scrie Divina Comedie, când cumva el ajunge în infern, apoi în purgatoriu și apoi în rai, în paradis, el vine și reiterează aceste șapte păcate și asta face ca în lumea occidentală ele să fie foarte cunoscute cam de toți oamenii. Dar să știți că dezbaterea cu privire la păcatele care ar trebui sau care nu ar trebui să fie considerate păcate de moarte sau cardinale continuă și astăzi. Unii dintre noi ne zbatem cu propria noastră listă. Este interesant de observat faptul că în lista păcatelor din Galateni capitolul 5, acolo unde apare roada firii pământești, în lista aceea apare invidia și gelozia. Și când ne gândim la gelozie, iată câteva exemple, lista pe care urmează să o vă dau, nu este exhaustivă. Putem, privi, putem deveni geloși pe o altă persoană privind la, iată o categorie, posesiuni, avere, finanțe. O altă categorie care ne împinge să devenim geloși Invidioș este recunoaștere oportunități, privilegii și avantaje pe care le poate avea o altă persoană. Sau un alt domeniu, chestiuni care țin de aspectul fizic, de frumusețe, de sănătate. Sau un alt domeniu, ceva ce ține de personalitate, de abilități, de talente, de aptitudini. Un alt domeniu unde suntem ispitiți să fim geloși sunt premiile, realizările, popularitatea pe care o are cineva sau un altul poziția, jobul, statutul, prestigiul. Un alt loc în care oamenii cad în ispită și ajung să invidieze este inteligența, cunoașterea sau educația cuiva. Și apoi în cele din urmă poți să-l invidiez pe cineva după soția sau soțul pe care îl are, prietenii, copiii lui, da, relațiile. Jerry Bridge spune așa, invidia este conștientizarea dureroasă și uneori plină de resentimente a unui avantaj de care se bucură altcineva. Și această conștientizare dureroasă și plină de resentimente a avantajului altcuiva asupra noastră ne face să-l gelozim. Și aceste cuvinte, eu cred că trebuie să le recunoaștem în noi. De obicei, nu invidiem pe cineva care nu este din aceeași categorie cu noi. Spre exemplu, eu nu sunt ispitit să invidiez mu muzicienii. Sau artiștii. Sau oamenii de afaceri. De ce? Nu sunt din categoria lor. Îi pot uh, stima, pot să am apreciere pentru ei, dar nu mă simt ca aș fi provocat de ei. Uh, talentele lor, expertiza lor e foarte diferită de a mea, așa că n-am cum să mă compar cu o persoană care este artistă, da? dar mă pot compara cu cineva care are o minte logică. Și să fiu invidios pentru cineva care este mai organizat decât mine. Și pe cineva care predică mai bine decât mine. Și pe cineva care conciliază mai bine decât mine. Și pe cineva care, nu știu, face altceva din domeniul meu mai bine decât mine. Înțelegeți, fiecare dintre noi suntem tentați să gelozim pe cineva care este cumva din categoria noastră, care are cam aceleași preocupări, cam aceleași înzrăstrări, cam aceleași talente și poate chiar chemare, chemarea chiar fiind de la Dumnezeu. Poți cădea în capcana de a invidia pe alți părinți care au copii care excelează, care sunt cuminți, nu-i așa? În timp ce al tău este agitat și toți nervii ies la iveală, mai ales când la slujbă nu stau cum nu-i așa? Mi-am că îi spuneam Laurei, cred că într-una din serile astea de rugăciune, că eu nu mi-am ca ai noștri copii să fi stat două minute pe bancă la biserică, să fi stat așa. Nu mi amintesc. că lipsește imaginea asta din memoria mea. Remus din când în când mai reușit, dar mă rog. <laughs> M-am dus în perioada aia în Republica Moldova la Slobozia Mare și în fața mea erau două bănci fără spătar, una în spatele celeilalte, cu băieței. Toți erau numai băieți. Înghesuiți unul în altul, toată slujba au stat așa. Și am zis, ori ai mei sunt bolnavi, ori ăștia sunt bonlavi. Și ai tendința să-i invidiezi, nu? Când vezi un părinte care nu-i chinuit în timpul slujbei, în timp ce tu transpiri și nu mai știi ce să faci și te gândești ce bine ar fi, avut, ar fi fost să am și eu copil ca Popescu, nu așa? Și eu zic, slavă Domnului că nu-l ai ca lui Popescu pentru că fiecare copil are personalitatea lui. Dar suntem ispitiți, nu-i așa? Când vezi copiii vecinului tău că tot timpul sunt premiați și la toate olimpiadele participă și cu al tău te chinui, te poate prinde duhul geloziei. Iată câteva exemple biblice de gelozie. Dacă vreți să deschideți Biblia, în Noul Testament la Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 17 și 18, iată modul în care Biblia ne vorbește despre manifestarea geloziei. Însă, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, adică plin de gelozie, au pus mâinile pe apostoli și au aruncat în temnița de opște apostoli apostolii erau ascultați când aceștia predicau, oamenii părăseau vechile păcate, practici și obiceiuri și veneau la Hristos și marele preot alături de toți ceilalți preoți au devenit geloși pe ei. Tot în faptele apostolilor, capitolul 13 de data aceasta, versetele 44 și 45. În sabatul următor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, sau au umplut de pismă, de invidie, de gelozie, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și batjocoreau. Când David îl biruie pe Goliat, când succesul lui este cunoscut de întreg Israelul, citim în 1 Samuel capitolul 18 cu versetul 7 că femeile au creat un cântec. Cântau și răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, cântau unele și celelalte răspundeau, iar David zecile de mii. Și ce a făcut împăratul de petron care era Saul atunci? Ce mă bucur că Dumnezeu ridică pe unul mai bun decât mine, nu așa? Nu. Inima lui a fost înfășurată de gelozie, de invidie. Vă amintiți la ce s-a pretat acest împărat al lui Israel? În câteva ocazii a vrut să-l ucidă pe David. Nu suporta faptul că cineva este mai bun decât el. Dar de ce este așa de rea invidia gelozia? În primul rând, gelozia, invidia sunt declarate păcate de scripturi. Așa numește Biblia aceste trăiri ale noastre. Acesta este un motiv suficient pentru a lua în considerare foarte serios caracterul acestor păcate. Dumnezeu declară în cuvântul său Că aceste atitudini ale inimii noastre, și mă refer aici la invidie și la gelozie, sunt păcătoase. E foarte important și necesar ca și noi în noi înșine, să condamnăm aceste păcate. În al doilea rând, Dumnezeu le declară ca fiind demonice. Mă rog, asta este o afirmație foarte grea. Uitați-vă ce spune Biblia în Iacov, capitolul 3, versetele 14 până la 16. Dar dacă aveți în inima voastră și dacă aveți Biblia deschisă, puteți să-l vedeți din nou pe Cornilescu cu arhaismele lui. Pismă amară și un duh de ceartă. Nu vă lăudați și nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și urmează afirmația asta tulburătoare, drăcească. Căci a colo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. În al treilea rând, invidia și gelozia sunt atât de rele pentru că aduc și alte depravări cu sine. Când permitem unor astfel de atitudini păcătoase, ticăloase să se înfiripe în viața noastră, Alte păcate încep să prindă curaj, să se dezvolte. Este exact ce spune Iacov aici, în versetul pe care l-am avut mai devreme. Iacov 3 cu 16, căci acolo unde este pismă, invidie, da, și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Așa că nu putem trata cu superficialitate acest păcat și să-i zicem, e minor, e neînsemnat, e undeva la periferia vieții noastre, pentru că el creează spațiu ca să se dezvolte și alte păcate în viața noastră. Gelozia aduce de obicei amărăciune. Amărăciunea acumulată duce la ură. Te trezești că pur și simplu urăși pe celălalt nu vrei. Pardon, nu vrei să-l mai vezi în preajma ta. Și asta duce la violență, duce la crimă, la ucidere. Și asta ne spune Iacov în capitolul 4 al cărții sale, versetele 1 și 2. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Și iată versetul 2 voi poftiți și nu aveți, ucideți și din nou același cuvânt pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Iată că ceva mic care pare neînsemnat, precum gelozia sau invidia, lăsat acolo, prinde rădăcini, crește și creează un mediu propice ca multe alte păcate să se dezvolte acolo și nu te mira că ajungi să urăști pe cineva sau ca frații lui Iosif din Vechiul Testament care au pornit de aici de la gelozie și au ajuns gata să sfătuiască crima. Pentru că așa citim, spre exemplu, în Geneza capitolul 37, versetul 11, frații săi, frații lui Iosif au început să-l pismuiască, să-l gelozească. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Și am pus și versetul în Neterez, sper că l-am, noua traducere în limba română. Frații săi l-au invidiat. Este unul dintre cuvintele folosite în Vechiul Testament pe care noi îl traducem prin zelos sau gelos. Cuvântul folosit aici. Același cuvânt este folosit, spre exemplu, în Numeri, capitolul 5, versetul 14, și se referă la un soț care își gelozește soția. Și este un mod întreg în care Dumnezeu vine să-i ajute pe evrei să rezolve astfel de situații. În alte texte, termenul acesta are sensul de o persoană zeloasă, o persoană care e gata să facă totul pentru Dumnezeu. Iar alte texte vin să ne vorbească despre gelozia lui Dumnezeu, care dorește o închinare exclusivă și ori de câte ori poporul său alege să se închine altor zeități, Dumnezeu își manifestă gelozia sa. În decalog, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dă lui Moise, Exod, capitolul 20, versetul 5, iată cum exprimă Dumnezeu gelozia sa. Să nu te închini înaintea lor, e vorba de zeitățile păgâne. Și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Ei bine, când te muți în Noul Testament, avem două cuvinte folosite pentru gelozie și invidie și amândouă cuvintele se găsesc chiar în textul din Galateni, capitolul 5, unde este vorba de roada firii pământe Și citesc acum versetul 20 21. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile care se pot traduce prin gelozii, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Și apoi în versetul 21, pismele sau invidiile. Observați doi termeni care se regăsesc în textul acesta din limba greacă din Noul Testament. Cuvântul grecesc zelos are ceva de care înseamnă a fierbe sau, cum avem noi expresia asta, dă în clocot. Acesta este cuvântul tradus pentru zavistii, pentru gelozie. De unde ne vine și cuvântul zel, o persoană zeloasă, de exemplu, în sens figurativ, pozitiv, poți să spui despre cineva îi zelos pentru Domnul. În sens negativ, are sensul de invidie, de gelozie. Dar există ocazii legitime de gelozie, cum ar fi atunci când cineva vrea să-ți cucerească soțul sau soția. Reacția naturală a noastră este să răspundem cu gelozie. Gelozia vine să apere, să protejeze. Totuși, gelozia păcătoasă apare când ne temem că cineva ne poate lua locul sau chiar să ne fie superior nouă. Și să știți că rădăcina geloziei este în mândrie. Mândria este cea care conduce la teama că cineva, undeva, ar putea avea un avantaj asupra noastră și ne va, lua, ne va lua locul în viață. De fapt, cuvintele acestea, gelozie și invidie, sunt foarte apropiate și pe alocuri, poate chiar sinonime. Dar rețineți acest adevăr, ambele își au rădăcina în mândrie. Și astea duc la o competiție nesănătoasă care la un moment dat pot lua forme agresive, pentru că dorim să fim pe primul loc în orice circunstanță. Rivalitatea este un alt mod de a descrie această atitudine întortocheată, care trebuie să fie totdeauna pentru persoana care vrea întotdeauna să fie în centrul atenției, mereu în vârf, mereu la conducere, întotdeauna cel mai bun invidia, gelozia, rivalitatea, toate acestea îl văd pe celălalt ca fiind un concurent, o amenințare. E o provocare dacă adresez o întrebare, cuiva care este cuprins de invidie, de gelozie, o va considera cumva un atac la autoritatea ei. Deseori, dragii mei, trebuie să spun cu durere, lucrurile astea se văd și pe la noi. la noi credincioși. Și noi putem fi prinși de mândria asta care ne duce la gelozie și la invidie. Și haideți acum câteva lucruri aplicative. Ce să facem cu privire la aceste păcate? Păcatele astea mărunte, zicem noi, și totuși destructive. Oare există vreo speranță pentru noi oamenii care trăim nenorocirea asta de a fi geloși, de a fi invidioși? Cu siguranță că este speranță, de asta am venit la adunare, nu e așa? Pentru că altfel ne-am fi ocupat cu altceva în această dimineață. În primul rând, trebuie să acceptăm, să înțelegem adevărul acesta cu privire la noi. Atitudinea noastră de invidie, de gelozie, este cunoscută de Dumnezeu și este gravă în ochii lui. Este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Dacă vom împinge păcatele acestea tot mai spre periferia vieții noastre, nu vom avea dorința sinceră să scăpăm de ele. Dar dacă vom ajunge la concluzia că în ochii lui Dumnezeu sunt păcate exact ca toate celelalte păcate atunci se prea poate să pășim pe drumul cel bun. Așa că dacă ești în această dimineață aici și n-ai experimentat nașterea din nou, viața cea nouă pe care ți-o dă Hristos. Vreau să te invit în această dimineață la Hristos. El am cântat atât de frumos despre el la timpul de închinare. El este marele nostru eliberator. El este cel în care ne găsim nu doar iertarea de păcate, ci și transformarea vieților noastre. În al doilea rând, de data asta, pentru toți cei care suntem născuți din nou, continuă să crești în har. Conștientizează că trebuie să te maturizezi. Nu te mai lăsa atât de ușor, tulburat de succesul, de binele celui de lângă tine. Învață să te bucuri de binecuvântarea pe care El o are. Cu fiecare episod de manifestare a invidiei și geloziei vei avea prilejul să vii la Dumnezeu și să spui, Doamne, am nevoie de tine. Vreau să trăiesc un om, ca un om liber, să mă bucur de viață. Căci, nu uitați ce spune Iacov, capitolul 3, versetul 16, căci acolo unde este pismă, și duh de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele. Și să te ferească Dumnezeu să cultivi invidia și gelozia în familie. Și să creezi acolo un mediu atât de nesănătos, toxic, care distruge ceea ce trebuie în realitate să fie atât de frumos. În al treilea rând, admite că tu nu poți face totul perfect. Sunt alții mai bun decât tine. E cam greu lucrul ăsta, nu-i așa? Mai ales pentru cei care uh, sunteți competitivi, care aveți o personalitate puternică, vorbesc despre alții care sunt prin alte lumi, da? Uh, uh, pentru oamenii ăștia e foarte greu să accepte că există cineva care poate să facă lucrurile mai, bun, mai bine decât mine. Așa că, dacă data viitoare vezi pe cineva că excelează în domeniul tău, admite acest lucru. Da, sunt oameni care pot face asta mai bine. Dumnezeu fie lăudat. Putea să spuneți a mine. <laughs> Chiar dacă e greu. Înțeleg detaliul ăsta. Chiar dacă e greu, da? Sunt alții care le pot face mai bine. Admite că Dumnezeu te-a creat așa. Și pe altul l-a creat diferit de tine. E atât de frumos psalmul 139, da? Unde se roagă David spunând, începând cu versetul 14, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Puteți spune așa mâna pe dumneavoastră și să spuneți, sunt o faptură minunată? Credeți asta sau o spuneți de formă? Sunt o făptură minunată. M-a creat Dumnezeu așa. El a vrut să mă creeze așa, da? Te laud că sunt o faptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu, nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat în cana adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără ochi, da? Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost vreuna din ele. Da, Dumnezeu te a Dumnezeu te-a așezat într-o anumită familie, ți-a dat anumite talente și ai trecut prin anumite experiențe formative și tu ai ales să răspunzi într-un fel sau altul chemării lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 12, cu versetul 3, Biblia spune așa: Prin harul care mi-a fost dat, ăsta este talentatul, educatul, eruditul Pavel, da? Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Îi mare o dihnă când te accepti așa cum te-a creat Dumnezeu. Din acel moment te liniștești. Nu mai ești în competiție cu nimeni. Așa m-a vrut Dumnezeu. Este o poveste simplă pe care am citit-o cu mulți ani într-o cărticică pentru copii în care cumva cineva inspecta grădina cu toate florile și spunea câteva cuvinte de apreciere pentru fiecare în parte și la un moment dat s-a dus la o albăstrică pierdută printre firele de iarbă și a spus da, în timp ce trandafirul și crinul, ai auzit ce povești frumoase au spus și cât de mulțumit sunt tu așa mică, prăpădită, pierdută printre firele de iarbă și răspunsul a fost dacă stăpânului meu îi place că eu așa dau culoare, sunt fericită. Wow! Sunt mulțumit cu starea în care mă găsesc. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne educăm, nu înseamnă, nu înseamnă că nu trebuie să ne dezvoltăm, nu înțelegeți greșit. Ce este foarte important să știu cine sunt în Hristos. Eu m-am dus uh, cinci. Uh, zile din luna august la Toflea. Și, mă rog, au fost în mintea mea tot felul de întrebări. Nu știu dacă am voie să vă mărturisesc. Adică eu am voie să vă mărturisesc și știu că și vă, vă, și place când vă spun păcatele din viața mea, dar... Nu știu dacă, le puteți, dacă puteți rezista la, la, câte, da? Și am, am întrebat, peste jumătate din audiență nu știe carte trăiesc experiențial. Așa, mai mult cu emoțiile, cu povestiri. Și pastorul bisericii m-a chemat că zice, zice el am făcut foarte mult timp evanghelizări, 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 dar nu ne-am maturizat. Avem nevoie de învățătură. Vino și ne ajută. Am tot gândit pe drum cum, cum să mă adresez, cum pot să filozofez, să despart firul un patru, mă rog, mi-ar plăcea probabil, cred că mai degrabă spus. Dar ajută pe oamenii ăștia. Și apoi m-am liniștit și am spus, Doamne, dacă Tu ai pus în mine darul de învățător și nu de consilier, Tu mă duc să-L exersez la acești oameni, pentru că e un loc potrivit unde pot să slujesc și să mă smeresc. Da? Și să mă identific cu acești oameni care au nevoie de Hristos tot atât de mult cât avem și noi. Credeți lucrul ăsta, nu așa? Și Dumnezeu iubește pe ei tot atât de mult cât îi iubește și pe noi. E foarte important să știi cine ești și să te accepți. Te vei odihni. Pentru că amintește-ți de versetul de duminica trecută, 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Apoi, ultima aplicație după care vreau să ne rugăm, reține, este păcat să te compari cu alții. Fiecare persoană are chemarea ei, are înzestrările ei spirituale. Prin harul lui Dumnezeu, oprește-te să mai cultivi resentimente, insecuritate și frică păzește-ți inima și pocăiește-te de fiecare dată atunci când vezi că acolo apare invidie și gelozie. Și acum aș vrea să invit aici echipa de laudă și închinare. Și aș vrea să avem un timp în care să stăm înaintea lui Dumnezeu. Acceptă că Dumnezeu numește păcatele astea păcate. Important să continui să crești în har admite că sunt alții mai buni decât tine, chiar dacă e greu, dar sunt unii care chiar sunt mai buni decât tine, nu poți face tu totul perfect. Și apoi încetează să te mai compari cu alții. Acceptă că ceea ce ești, ești prin Harul lui Dumnezeu.